apă rece de izvor. Stingem setea să nu mor, stingem setea să nu mor, vai vorule. Și focul din inimă, că iubesc cu patimă, că iubesc cu patimă, vai vorule. Izvoraș cu apă rece, vorule, cât aș bea de dor nu trece, vorule. Focul din inima mea, măi, vorule, îl stinge doar dragostea, măi, vorule. Izvoraș din apa ta, de ce beau tot aș mai bea, de ce beau tot aș mai bea, vai vorule. Setea nu-mi trece deloc, mai mult inima mi-a foc, mai mult inima mi-a foc, vai vorule. Că și mie drag a trecut, mai vorule, pe aici apă de-a băut, mai vorule. Și a lăsat doar apă lacrimă, du-mă tu și lasă-mă, du-mă tu și lasă-mă, vai dorule. Unde te prefaci în râu, cu apa până la brâu, cu apa până la brâu, vai dorule. Pe cine mi-e drag să aștept, măi dorule, să-mi stingă focul din piept, măi dorule. C-o să vină pe seara, măi dorule, cu hainele la spălat, măi dorule. Tu să curgi ușor la voale, dorule, noi să stăm pe iarba moale, dorule. Să-i dau togorul înapoi, măi dorule, că ne iubim amândoi, măi. Thank you.
Dragii mei, Cristian Bădoi și Diana Lică, Țițirigă, pentru dumneavoastră două duete foarte frumoase, Apă rece de izvor și Rău mădor, ochii mădor. Aș vrea să-mi dați voie să spun că luni, 15 aprilie, începând cu orele 18, la Filarmonica Pitești va avea loc un spectacol caritabil pentru tânăra Elza Ilina, care trece printr-un moment foarte greu al vieții ei, și împreună cu Crinu Spătaru ne-am gândit să organizăm un spectacol pentru ea, un spectacol caritabil în care, stimați telespectatori, vă așteptăm împreună cu încă 25 de interpreți pe care dumneavoastră îi cunoașteți. Cap de afiș este doamna Ioana State de la Slatina, dar argeșancă de a noastră, Ilie Dură, Camelia Conoviș, Mitică Tavă, Mihaela Costache, Marius Sugulescu, Rodica Voicu și Puiu Tarbă, Liliana Matei, Gabriela Argeșanu, Gheorghe Ciucioiu, Gigi Iordăchescu, Carmen Iordache Cernea, Oana Preda, Creola Stanciu, Mihaela Răcoare, George Mărgineanu, Nicoleta Vasile, Diana și Cornel Țițirigă, Andreea Goșoiu, Alina Sârbu, Alina Coman Conovici, Doina Istrate, Ilona Angel, Daniela Bărbuceanu. Noi am printat câteva invitații pentru dumneavoastră, însă intrarea este liberă. Diana, am înțeles că tu o cunoști această familie, dacă vrei să spui câteva cuvinte. Sigur că da, aș vrea să-i transmit Elzei că noi suntem alături de ea. Cu siguranță este foarte, foarte puternică și totul va fi bine. Să știi, draga mea, că Dumnezeu lucrează prin oameni și dacă noi reușim să ne strângem, să facem ceea ce știm noi mai bine, să cântăm pentru tine, să știi că cu siguranță toți cei care vor participa și nu numai vor fi prezenți, măcar cu sufletul, dacă nu cu fiecare să ofere ceea ce din puținul lor să facem, știți cum e vorba, din dar se face rai, și să știi că ești în rugăciunile noastre și cu siguranță totul va fi bine. Sunt convinsă că așa va fi. Vreau să mulțumesc pe această cale în mod special domnului director Jean Dumitrașcu, directorul Filarmonicii Pitești și, bineînțeles, primăriei municipiului Pitești, pentru că ne-a pus la dispoziție sala de spectacol. Și, bineînțeles, mulțumesc din suflet tuturor interpreților care au răspuns prezent invitației noastre pentru Elza Ilina. Aș vrea să repet că spectacolul începe la ora 18 aici la Pitești, la Filarmonica Pitești, care se află, bineînțeles, în centru, lângă Teatrul Alexandru Davila. Mă uit la Irina pentru că aș vrea să mai vorbesc puțin cu ea și să ne spună dacă ești prezentă în formația Papi Band. Sau? Nu, sunt prezentă. Nu. Eu am venit mai târziu. Am apărut mai târziu. Și ai o formație în care cânți? Nu am o formație stabilă, colaborez cu mai multe formații. Și pe lângă cântec, îți doresc să, în viață să ai și o altă activitate, o altă meserie? Da, cu siguranță, și deja fac asta, nu am doar muzica, da? Sunt și alte lucruri pe care le fac. Și ne spui și nouă cu ce te mai ocupi în timpul liber? Sunt mai multe, cu make-up-ul, am câteva afaceri de familie, mici lucruri cu care mi-ocup timpul. Antreprenoare. Da, da. Și să înțeleg că o machiezi și pe prietena ta, Diana Lică? Depinde. M-am machiat de vreo 3-4 ori, dar să știți că este foarte talentată și am fost foarte mulțumită. Acum face reclamă? Normal. Păi bineînțeles, trebuie să-ți facem și doar reclamă. Doar suntem la emisiunea Ioana și prietenii. Și aș vrea să spun că mi-a plăcut melodia ta. Mulțumesc din suflet. Lumea voi fi mireasă, deci într-adevăr un text frumos, ai o voce bună, promiți. Mulțumesc frumos. Este punctul meu de vedere. Așa spun și eu. Da. Diana, da? Tu ce ne spui cu zâmbetul tău, acela care ne contaminează pe toți? Ce ne spui despre povestioara ta de cântec? Ai mai spus-o, dar e bine să o repetăm. Cum am început eu să cânt? Să știți că dacă vrei tu să ne spui și cum ai început să cânti? Da, glumesc, bineînțeles. Da, despre acest lucru, nu? Sau despre melodii? Vorbim despre cum ai început să cânti. Păi eu am făcut sport, am făcut handbal încă din clasa a patra și în clasa a opta urma să dau la liceu sportiv. Dar a venit Dumnezeu cu
o doamnă foarte, foarte, cărei sunt foarte recunoscătoare, doamna Alina Perniu se numește acum. Ea este cea care m-a remarcat încă din corul școlii. Și am mers la un concurs la Costești și acolo m-au văzut domnii profesori de la Liceul de Muzică din Ulipati și au spus că dacă aș putea să vin, că sunt talentată. Acum nu știam cum să fac să le spun celor părinților mei de acasă că nu erau de acord. Ei vroiau altceva pentru mine, oricum nici cu sportul nu erau de acord. Ziceau să mă duc la Zinca, să fiu avocat, să fiu altceva. Și tot cu ajutorul doamnei Alina Perniu am reușit să merg să dau probele, am intrat la liceu și așa m-am apucat să cânt. Acolo, bine, eu cântam muzică ușoară, acolo am fost dezamăgită că nu am găsit o catedră de muzică ușoară, erau doar canto popular și clasic. Și atunci mi-am adus aminte de radioul bunicilor, așa cum a spus și Irina, că bunicul meu asculta dimineața la 5 și pe Radio România Actualități și era muzică populară și i-am zis că e mai ok decât canto clasic, să aleg calea asta. Apoi cu domnul Stroie am mers la evenimente și mi-am dat seama că m-a ajutat mai mult muzica populară. Și m-am simțit mult mai aproape de muzica populară, că până la urmă cel care cânta, omul de rând, țăranul nostru român autentic, își cânta prin cântecul lui toate ofurile, toate dorurile, toate trăirile, sentimentele, dragostea, tristețea și așa, că așa facem și noi, fără să ne dăm seama. Și cei care nu cântă, fără să-și dea seama, chiar și dacă fredonează o melodie, ei asta simt să facă, se regăsesc în piesa respectivă și cântă. Că au voce mai puțin sau nu, nu contează. Mă refer la oamenii de rând. Oamenii care nu sunt interpreți. Cristian Bădoi, de pot un bine să fac și am copii și mă mândresc. Nu ai încă copii, dar... Deocamdată nu. Nu. Deocamdată. Îți dorești să ai copii? Da, cred Cât? Că e... 3, 4, 5? Cât spune vrea, în direct ca să audă și Irina. Ce vrea Dumnezeu. Cred normal. Că este dorința fiecăruia dintre noi să avem copii pentru mai departe. Acum ne ajută la bătrânețe, nu ne ajută... Ei știu. Vedem ce va fi. Stimați telespectatori, Cristian Bădoi pentru dumneavoastră, vă spuneam, un tânăr foarte talentat care promite pe drumul cântecului popular. O floare în grădina cântecului popular, la fel și Irina Tudor, la fel și Diana Lică Țițirigă și noi încă îl așteptăm și pe Cornel Țițirigă să vedem el ce povestioară de cântec are. Cristian Bădoi. De pot un bine să fac, îl fac cu plăcere. N-am uitat că am fost sărac și câtă durere. Simțeam în sufletul meu ca-n copilărie. Prea la mar și mult prea greu, traiul mi-a fost mie. Știu că munca nu omoară, bine la capăt s-o duci. Rădăcina e amară, dar face oamene dulci. Știu că munca nu omoară, bine la capăt s-o duci. Rădăcina e amară, dar face oamene dulci. Am crescut muncind de mic, m-am tărit de cazul și nu m-a făcut nimic să-mi pătez obrazul. Banul mi l-am câștigat muncind cu sudoare. La viață nu m-am lăsat ca să mă doboare. Știu că munca nu omoară, bine la capăt s-o duci. Rădăcina e amară, dar face oamene dulci. Știu că munca nu omoară, bine la capăt s-o duci.
rădăcina e amară, dar face poamele dulci. Pas cu pas urca mereu pe a vieții scară, și acum de sus văd și eu viața mai ușoară. Zici o vorbă doar de sus, poți privi departe, mult amar și greu am dus, de bine s-am parte. Știu că munca nu omoară, vine la capăt s-o duci. Rădăcina e amară, dar face poamele dulci. Știu că munca nu omoară, vine la capăt s-o duci. Rădăcina e amară, dar face poamele dulci. Cam în viață împlinire, rostul meu de-a fi, sunt ai mei copii. Și cum să nu mă simt bine când îi văd pe lângă mine, că sunt sănătoși și cei mai frumoși. Am copii și mă mândresc, toată lumea o cinstesc, sunt atât împlinit de copii iubit. Că le sunt de ajutor la sfatul copiilor, să-i știu rostui, să-i văd fericiți. Pentru ei îmi dau puterea să adun banii și averea. Vreau copiii mei să aibă ce vor ei. De mine nu mai îmi pasă, muncesc și trag pentru casă, că mă așteaptă în prag ce am eu mai drag. Am copii și mă mândresc, toată lumea o cinstesc, sunt atât împlinit de copii iubit. Că le sunt de ajutor la sfatul copiilor, să-i știu rostui, să-i văd fericiți. În această lume nu se pierde al meu nume. Bine e când lași în lume urmași copiii pe mai departe. Numele o să mi-l poarte și averea mea ei o vor păstra. Am copii și mă mândresc, toată lumea o cinstesc, sunt atât împlinit de copii iubit. Că le sunt de ajutor la sfatul copiilor, să-i știu rostui, să-i văd fericiți.